Și acum cu ăsta o să țină? Nu, că îl tai. Mă umplu de nervi. Salutare și bine v-am găsit! O să începem clipul de astăzi cu două scaune pe care le schimbă Dani. Zi-mă, și tomberonul la unde îl pui? Până între 9-10. Păi nu mă, de BMW întreba. Astăzi avem un Peugeot 307 cu multe chestii de rezolvat. E franțuzească până la urmă. Am avut și eu și știu cum e. Pentru început o să-i facem lui Migu o manevră și o să-i băgăm în A-clasă. Apropo, mai țineți minte că v-am întrebat în clipul cu TSI-urile. De ce credeți că s-a trecut la prea? Băieții de la Jebo au văzut foarte multe răspunsuri tari. Așa că la final de clip vom da 5. 5 o să dăm la final de clip și 5 ne gândim să dăm temă pentru clipul următor. Am plâns că mi-a băgat. Am avut la reparat un Renault, după am un Fiat. Mi-a zis, nu mai franțuzească, nu mai italienească, ceva nemțesc. A venit. Să deschid capotul ăsta. Nici să deschizi capotul, nu știu, mă. Acum chem pe Migu. Păi cheamă, poate rămâne eu să vedea. Mai omor asta. Gat, prima problemă, problema numărul 1. Migu, Migu se preface că e pe frigotehnie azi. Au ce față are. O jerilă? Hai încoa. Rupă-l, am treabă. Are treabă. Păi avem în primul, știi ce avem de făcut? De deschis capota momentan. Deci o fac eu pe aia. O fac eu pe asta. Ce are în face de ia una de-a bun. Îmi trebuie de tine. Genic, că trebuie să meargă undeva. Bați. E fiat, că să le recum din tine cu capot. Poate scrie una. Nu mai pot să o scot, trage capotă. Aia e problema. Și eu facem. Și aproape e rechi. Lampa, ține lampa. Fanta. Fanta de lume. Care azi, mă, că nu știu. Unde e, mă, mecanic? Nu, mă, e. Unde e? Nu e. Iau cu ochii de mea și mai exersăm. Bun, restul așa poți. Eu am terminat treaba. Ieri Mercedes, Mercedes e de Alin. Păi oricum, săptămâna asta, bine, eu n-am pretenții că lumea la mașină soare. Dar au venit una după alta, așa, adică putea să vină una, după aia mai pauză iar să vină, dar a venit Renault, Fiat și acum A-Class. Cineva, nu știu, supărat pe cineva la recepție, habar n-am. Ce faci, mă, Costici? Schimbă pompa de ambreiaj. Hai că mă mut. Ce e asta de aici? E de aici. Nu e. E de pescuit. Da? E profesional. Nu știu ce, a agățat ceva. O s-o tai, da. Până atunci, am un pic de treabă. Bă, alea se schimbă ușor. Ce vezi aici se schimbă ușor. Ce vezi acolo se schimbă greu. Astea... Aia e complicat. Campionatul de box. Și că distribuție, auzi la asta. Da, bine. Încă la Pendo, nu fi că distribuție. Bine. Asta e o mașină elegantă. Eleganță. Am de montat jumătate de mașină. Acolo jos, acolo. Este și caminerul. Da. Zici că a venit râși la muncă, dragul. Da, a venit pe burtă. Păi dacă mai scot două brațe de astea, pot să fac o casă de început. Ce cu astea marzirea, de ce zici pe aici? O cutie. Tara. Ai văzut? Așa se deschide. Eu
Și avem aici direcțiune. Nu, e kit complet și uite, ăsta e cauciucul ăsta de la Calume, nu plastic. A, e marfă, cauciucul de la Mole. Nu prea vin de obicei. Cutou cu vasilică. Și e set cap de bară cu bieluță de direcție. Da, mă, aici e pivot. Ne întoarcem la presă. Am plecat de la presă, tot la presă ajungem. Bă, un lucru e bun. Băia de ulei din ruginită. Pizza și urmă. Din două bucăți. Care e a doua? Aia? Da. Bine, s-a rupt. Stai mă, el așa era asta și tu ai tăiat un pic sau cum? Nu, s-a rupt, e rupt. N-am făcut nimic. El trebuie să fie până aici, dar adică trebuie să fie așa. Da, din două... E bine. La mingime? E perfect. Bună. Da. Nu se folosește cheia la tine. Știu. Hai că te filmează, acum și te vede tati. Ia zi, cum procedează în situația asta? M-ai chemat să te ajut. Eu îți spun să gândești că poți și tu să faci asta. Că ai făcut-o cu mine. Deci cheia mi-o dai mie înapoi când ai ce faci tu cu ea. Și tu trebuie să procedezi altfel acolo. Am văzut la micul care o cheie șmecheră cu reductor care se bagă așa pentru ăsta. Știu, dar aia mi-e destrâns. Aia mi-e destrâns. Asta, dar asta nu-i destrâns? E de, orice vrei tu. E destrâns și de desfăcut. Aia ce e? Țeava de aer dintre burdufe, ca să nu se videze burdufele când iei stânga-dreapta. Băi, nu? Da, circulă aerul stânga-dreapta. Băi, și nu e, nu? Da, da, da. Uite de aici la Costi, te arată reclamă. Ce arată eu cum asta? Aici. Și am plicătură extensibilă. Ca să nu-ți rupi. Sau poți să te închide așa. Mai pune un prăjitor. Nu, că degetele un pic trebuie să se radă când te prăngătiți. Știți că le facă... Un prăjitor mai lung... După ce se lovește în suficiente ori, nu trebuie seama. Un prăjitor mai lung, nu mai merită. Exact acolo. Bă, ce ușor merge, mă, când ai spus. Prea ușor merge. Este? Trebuia să te las cu crichetul ăla mai mic? Un pic? Merge și cu ăla repede. Hai, merge și cu el. Am șublere mari. Uite-mă aici, Costi. Adă-mă șublerul, deci fii atent, dai-te mă să vezi. Ia vezi, mă, Costi. Nu merge șublerul tău. Uite, ai 110 aici. 114. Gata. Gata, mă. Gata, mă, iau. Bă, tu chiar nu glumeai cu bățul ăsta. Eu n-am glumit, dar tot cred că glumesc, uite. Demonstrații live aici. Stânga, dreapta. Stânga, pleacă aerul din stânga, duce dreapta. Da, pentru că altfel burtufele s-ar sugruma. Pentru că ele îi așând foarte bine. În momentul când tu virești stânga, ăsta s-ar umfla cu aer aici. Corect. Și atunci o cantitate de aer îl primul din stânga-dreapta. Și de ce n-am mai văzut și la alte mașini? Ba da, există și la Honda, din generația veche. Introducem burduful. Încercăm să băgăm burduful pe casetă la loc.
Să vezi lucrare, Rares, să vezi lucrare. Eu nu sunt... Cu cine, mă, cu râciosul ăsta? Eu nu sunt ca mic, da, de da, șase. Mai de două, fii era două cu așa. Da. Ești nebun. Ce lucrătură aici. Hai să dăm ăsta. Ca să nu... Filmezi, dar cenzurezi. Ca să nu punem pistol, înțelegi? Era aici pentru toți, pentru toți posesorii. Nu pentru toți posesorii, cu posesorii de Mercedes nu umblă la cap așa astea. Pentru toți mecanicii care au făcut vreodată șmecherii de-astea. Dacă au vreun aparat sau ceva special care scoate astea, să ne lase un comentariu sau ceva, sau un link, ceva, un orice, știi cum sunt. Întreabă. De băgata... Cum le-ai spus, cu popă? Greu. Zic, Costi, cum e? Mi-am pe Costi. Altă viață. Stai, mă, cu altă viață. Lumea nu știe. Respira, ai venit cu el? Costi a trecut la, de la Opel la BMW-ul lui Iulica. L-a trezat pe Voica și l-a luat pe Iulica. Inginerii britanici. Inginerii de la... De la centru dacă, Harvard. Dacă ajunge mașina asta în Germania la meci, dar mi-i vede ce s-a întâmplat acolo. Uite. Ingineri de la Bordești. Ne-ai închinuit să deschidem capota? Da. Ne-ai închinuit. Ia veniți acum. S-a legat un șoricel și s-a mai legat un șoricel pe fraxul. Și acum când trebuie să tragi capota... Ce vorbești? Sugar, hai să o testăm. Hai să o testăm. Corect? Corect. Aia. A strâns totul, bani, dacă nu se mai deschide, să nu mai... E strâns totul la gata. Tragi capota acolo. Nu se deschide, vezi? Nu. Asta îl palmezi. Îl bagi acolo, în bară. Bagi acolo și nu se bagi. Stai așa, vezi. Vezi? Gata, nu se mai vede. Ba, nu se deschide capota, o să se deschide capota. Hei, mai cum deschide capota? Wow. Ce vorbești cu? Nu te cred. Ce ai, frate? Bă, cu șoricei și sârmă... Bă, rezolv tot. Bă, nici eu nu știu unde ți-a atâta creier. Nici eu nu știu. Are trei rânduri de creier. 7 ore mai târziu. Voi că a trecut la coliere să găsesc. De plastic, care sunt mai bune în cazul ăsta. Am tras jos un pic puntea. Și zi-mă, părică, îți place să lucrezi la de-astea franțuzești? Îmi place foarte mult. La proiectantul a greșit ceva. Caseta nu are umor, uite aici. Îl crezi? E drept. E drept. În momentul când pui colierul aici, pleacă aici. Caseta cine a făcut? Și acum cu ăsta o să țină? Nu, că îl tai. Am umplut de net. Am desfăcut puntea. Bun. Frumos. Poziționat. Colierul aici. Dacă nici acum nu merge, atunci când poți. Iese sau nu iese? Nu iese. Sigur? Sigur. Gata. Ia punem una aici. Este schimbător de viteză. Tic, tic, tic. Joystick. Ai cu filet? Frumoasă șmecherie. Da. Iarăși pivot cu filet n-am mai văzut. Da. Uite că vezi aici. La astea franțuzești vezi numai inovații. Inovații? Tu n-ai fost în stare să faci, mă, la mașina ta inovații. Am făcut, dar nu ai ieșit. Da. Filetezi după ce l-ai strâns, ai aici, aici ai 1, 2, 3. Siguranță. Uh-huh. Ciocănești și în doi margine ca să nu se desfacă. Asta e. Uh-huh. Ce face aia? Zi-mi ce face aia. Nu, scoate afară, uite-te la ea și spune pentru ce e tabla aia. Este o siguranță. Nu e siguranță. Pentru ce este tabla aia? Nu știi? Uite de bine ce nu are discul ăsta. Ce lipsește și zângâni la toate? Apărătoare din aia. Pentru ce e aia din aia? Din aia pentru ce e apărătoarea? Ce face apărătoarea? Este o apărătoare care se pune aici la pivot. Așa. Ca să protejeze pe cine și de ce? Pe disc. Pe disc nu. Și pe burduf. Burduful ăsta de la pivot. Așa, ce are? Praful ăla după plăcuțe sau... Unu, da, e bine, așa. Și al doilea? Atâta. Nu, mai e încă unul. Ai început cu discul.
De disc. De disc de ce? Că discul nu-i face nimic. La fel, praful ăla de pe... Păi ai zis, păi e tot ăla, e tot praful după disc. Și? Imagină tot praful de peste tot. Da, tot praful de peste tot. Mai încă un motiv. Începe cu T și să termină cu A. Când pui frână discul... Începe cu T. Suferă un proces de... A, de... T cu A. Ce înseamnă? T la început, ultimul A. De căldură, da, de... Temperatură! De temperatură, așa. A, temperatură. Protejează de temperatura discului și da, de praf și micro bucățele de metal să nu distrugă burducul. Bravo. Șase, stai jos. Da, bă, că știa, dar nu știa să-i exprime. Da, da, el. Hai cu buc și la aia să-i exprime acum la preț. Nu mă desfaci tot. E bine. Păi cineva se distrează la ieșirea de acolo. Doi cățăm. Bă, ăla e. Hai mă, hai mă. Să învârte aici. Eu aștept doi să cadă ceva. Mai l-aș depat. Da mă, ceva tot s-a scus. Cum mă compar cu vagul ăla de oră ca să dau jos cutia dacă mă pun la concurs? Deci cu mașina asta, cu scura asta de mașină. De ce mă, e mai ușor la pe jos? Da. Mai încă două pe asta. Pe partea asta. Hai. Bă. Primul șurub. Aia nu e planetară. Nu e planetară, dar e primul șurub. A, nu cred. Nu cred așa ceva. Ce sunt alea, nu? Rare? Da, sunt biluțe. Biluțe! Biluțe! Ce biluțe? Păi că acum dezleagă timoneria. Nu? Nimerit? Exact. Uite, n-are scurgeri multe timonii. Doar un pic. Aha. Facem loc. Săpăm adânc. Pentru că mai e de schimbat și... E greu. Trebuie să trecă filtrul de aer acolo. Da. Cazan. Oh. E nouă până, până 100 de mii, ce mai bună, după 100 de mii. Recomandare peste 100.000. Merge și până la 200.000, dacă începe să se strice, nu se mai oprește. Nu știu. Prezonul ăla e fix în fața șurubului. Vorba de prezonul ăsta și șurubul ăsta. Deci nu are pe aici de secut. Am zis că îl desfac la urmă și... La urmă rău. Ok, curățică înăuntru. Da, că e în regulă. Trebuie furcă. E furcă, se din furcă.
pune șurubul până pe banc. De ce e mai tocit aici? Mult mai tocit decât aici? Și de unde e semnul ăsta? Care semn? Vezi că încerc așa? E de la uzură. De la uzură. Cum a strâns placa? Nu vezi că placa nu mai e dreaptă? E care grad de uzură placa. Și pe parte se uzează mai tare, că pe partea care vine cu cuplu motor, unde îi trage motorul. Motorul întotdeauna e mai puternic, nu? Da, corect. Și motorul când smuncește, rupe din el, adică volanta, rupe odată, rupe de două ori, pe partea unui volanta. Primul lucru probăm discul. Ia mă, că pune aia pe masă. Ce e scula asta? Ce face scula asta? Se zambrează. Unde? Pe volantă. Pe volantă? O centrează, da? Da. Ia pontează. Cât tot e simpatic așa. Nu mai de simpatic ce sunt. Ce-i faci? Pontează, gata. Nu mai lăsa, îl descând. Hai, trece. Face intrat, da? Comparați între cea mai multă veche? Da. Hai să iau... A, nu. Poate... Uite cum a ieșit. Uite, ia și gata. Ia uite. Și rulmentul nou băgat. Asta e scos. Băi, știi cum? De la filtrul de aer. A plecat în el până la spart. Da. Costi, o să montezi tu greu asta. Uite, pac, îl împingi. Ca să se deschidă clemele alea, vezi? Da. Și clemele rămâne acolo și după aia dai așa, țac. Dacă a început de curgă, pune. Stop. Deci e peste, e bine. Am montat eghere nou, la motoarele astea 1.6 litri, în general se cere recalibrare, reajustare, eghere. Și acum asta facem. Aha, gata. Gata, da? Deci acum m-ar veni cum s-ar ce, care vrea să zică cheie? Cheie? Ia. Are păpușii incandescente. Da. Aș fi zis că ne-ai ajuns și cu Peugeot-urile, dar de multe ori s-a înțeles greșit. Știi că am zis noi, mamă ce bătaie de cap a fost cu, și au mai fost niște comentarii de genul, tot ce faceți mă voi mecanică sau vreți să faceți? Trebuie să înțelegeți că de multe ori e glumă. Nu putem să nu mai facem Peugeot-uri sau Renault-uri sau Volkswagen că nu ne plac sau așa e. Glumă. E ciudat să trebuie să explic. E glumă, dar mai bine explic ca să nu înțeleagă lumea greșit. Deci nu mai vrem să facem pe jur, dar o să mai facem în continuare. Ați văzut cam câte bătăi de cap au fost. Bun. Să trecem la ce vă interesează. Sunt multe comentarii tari la clipul cu TSI-ul. V-am promis 5 bucăți. Rareș, le înșiri tu pe undeva. O să luăm o pauză de câteva secunde să le înșiri. Deci acum că am afișat și câștigătorii, o să vă rugăm mult de tot la clipul ăsta să vă lăsați adresele de mail ca să intrăm în legătură să ajungă 5 bucăți la voi. Și cu celelalte 5 bucăți de mai jos, am vrea să știm ce probleme ai întâmpinat tu cu Peugeot sau Citroenul tău. Că sunt sigur că sunt kilometri de povestit. Cele mai funny, cele mai interesante și cele mai constructive, fiecare dintre voi va lua câte o din asta. Așa că ne vedem data viitoare. Cu Dumnezeu știe ce mașină. Pa, pa!